Raportările contabile la 30 iunie 2020 trebuie transmise autorităților până în ultima zi a lunii septembrie, conform unui ordin oficializat de către Ministrul Finanțelor Publice. În anii trecuți, aceste bilanțuri erau depuse de obicei până la mijlocul lunii august. Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 se aplică operatorilor economici, care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei. Raportările declarările contabile la 30 iunie 2020 trebuie depuse unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până la data de 30 septembrie 2020, mai târziu ca în anii trecuți. Administrația Județeană Finanțelor Publice a Mehedinți aduce la cunoștința contribuabililor apariția Ordinului Ministerului Finanțelor Publice numărul 2206 pe 2020 referitor la sistemul de raportări contabile la data de 30 iunie 2020. Ordinul conține informații privind conținutul raportărilor contabile, precum și termenul de depunere a acestor raportări de către acei contribuabili care țin partidă dublă contabilitate, partidă dublă, termenul de depunere fiind data de 30 septembrie 2020. Proiectul de lege inițiat recent de Parlament prevede ca microintreprinderele să fie exceptate de la obligația depunerilor unor raportări semestriale, urmând ca în cazul acestora Ministrul Finanțelor să mai poată stabili astfel de obligații declarative doar în cazul în care vor fi prevăzute de lege. Un număr foarte mare de firme ar putea să scape astfel de depunere a situațiilor semestriale despre care contabilii afirmă că nu au utilitate pentru autorități, și reprezintă, în fapt, doar o povară birocratică.